Scandalul s-a petrecut în jurul orelor 11 la secția de votare amenajată în incinta Căminului Cultural din Dănceu. Un bărbat a fost surprins în timp ce a intrat în cabina de vot alături de o tânără, fără a avea acordul președintelui secției de votare. Când a văzut că presa filmează incidentul, acesta a început scandalul. Ei! Bogule! Da! Dacă nu știi, trebuie să cer voie, dacă nu știi. Dacă nu știi, cer voie, nu-i trebuie că e moșia voastră aici. Tânăra care a însoțit-o alegătorul este chiar nora acestuia. Imediat după ce și-a exprimat opțiunea electorală, bărbatul i-a dat o mână de ajutor și soției. Acesta a spus reporterilor că a încercat să le ajute, pentru că cele două nu știu să citească. Asta deși ei recunosc că tânăra a urmat cursurile gimnaziale. De ce ați intrat doi în urnă, în cabina de vot? Nu știu ce carte știți, dar vine să vadă. Nu, dar nu știe nevastă la unde să voteze și să-i ca să... De ce n-ați cerut în prealabil acordul președintelui? Păi dar nu știu ei. Dar nici fica dumneavoastră nu știe carte. Cine? Nu știu nicio. Păi ați intrat și cu... Ați mai intrat? E normea, da. Și tot nu știe carte? Da. Nu știe, dacă nu știe. Este tânără. Păi e tânără, dacă nu știe. Are 8 clase, nu avea nicio. Are 8 clase? Pe la 8 clase a învățat să citească. Pentru că a văzut că bărbatul a intrat în atenția jurnaliștilor, președintele secției de votare a decis că este din nou momentul să-și arate mușchii. De data aceasta, împotriva jurnaliștilor, pe care a încercat să îi dea afară din secție. Ia arată-mi acreditare. Păi eu am venit cu ea, dacă n-ați verificat-o dumneavoastră, e problema noastră. Nu se așa nu te vede, că n-ați verificat-o. În schimb, în ceea ce privește incidentul cu prezența a două persoane în cabina de vot, Nicolae Rogoveanu, președintele secției de votare, nu a luat nicio măsură.